Este anchetă la Inspectoratul Județean de Poliție Dolj după ce mai mulți polițiști au reclamat că lună de lună li se cer bani pentru hârtie igienică, săpun și dezinfectanți pentru toalete. Deși instituția ar trebui să asigure necesarul de consumabile, se pare că strângerea de fonduri din banii mascaților, ilegală de altfel, se practică de ani buni. Decizia aparține șefului serviciului de acțiuni speciale, care lunar ar aduna câte 10 lei de la fiecare angajat. La sediul IPJ Dolj, mascații fac chetă pentru hârtie igienică și săpun la baie. Concret, circa 40 de polițiști din cadrul serviciului pentru acțiuni speciale ar trebui să cotizeze lunar cu 10 lei. Deși suma pare modică, la un calcul simplu reiese că anual se adună circa 4.800 de lei. Culmea, cheltuirea banilor nu este justificată cu acte doveditoare sau bonuri fiscale. Aceste practici sunt vechi, nu sunt niște practici noi. Noi am sesizat, de 2 ani tot facem sesizări și nu se schimbă nimic. Cei care refuză să cotizeze sunt ironizați sau chiar amenințați, povestesc liderii de sindicat. Cei care nu vor să cotizeze sunt prost văzuți. Iar în urma acestor sesizări am fost trimis la psiholog, să stau de vorbă cu psihologa, pentru că ies din rând și nu fac bine. În mod normal, dacă îți asumi să colectezi niște bani, trebuie să dai o anumită justificare pe aceste sume de bani. Aceste sume de bani niciodată nu au fost justificate. Colectarea de fonduri este interzisă de statutul polițistului și este o faptă incompatibilă cu calitatea de polițist. Mai mult, pentru că polițiștii nu aveau condiții în care să-și desfășoare activitatea, în trecut angajații ar fi fost nevoiți să facă credite la bancă pentru reparația paturilor, zugrăvirea pereților sau repararea toaletelor, mai spun liderii de sindicat. Pe fir am intrat acum și reprezentanții IPJ Dolj. Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Dolj a dispus efectuarea de verificări prin intermediul biroului control intern, urmând ca în funcție de rezultatul verificărilor să fie dispuse măsuri. Probleme mai grave au fost și în trecut. În urmă cu 2 ani, polițiștii din cadrul IPJ Dolj se antrenau într-o clădire dezafectată, cu geamuri sparte și pereți scorojiți, care era folosită pe timp de noapte de oamenii străzii.